Pentru prima dată, noi încasăm toate taxele din regiunea transnistreană. Și asta este, cu siguranță, o realizare a guvernului. Toate taxele import, la vamale, nu toate taxele. Taxele vamale, da. erau toate taxele, noi arătau Eu aș vrea să atrag atenție și sunt termeni importanti. Nici un fel de toate taxele nu se achită. Nici acele taxe vamale nu se achită conform indicatorilor tarifare obișnuiți pentru agenții economici din dreapta Nistrului. Ceea ce s-a făcut nu, deci este greșit. Într-un fel, jucăm în propaganda regimului oligarhic de la Tiraspol dacă spunem că au ei mari costuri. Deci, estimările făcute de publice, de birou de reintegrare, vorbesc despre până la 150 de milioane de lei. 150 de milioane de lei nu schimbă mare treabă pentru bugetul uh, autorităților separatiste de acolo. Da? Deci, sunt probleme economice mult mai mari. Ei, în sfârșit, au găsit o, o, un flac prin care să argumenteze cumva discursul lor propagandistic, chipurile s-ar pune o presiune economică, strangulare economică, blocadă economică, cum o numesc ei la Tiraspol și la Moscova, ceea ce este un fals. Iar, mă rog, eu apreciez această mișcare, mișcare care nu o să aibă vreun efect fiscal serios, decât învață agenții economici din stânga Nistrului, unde se află Biroul Serviciului Fiscal al Republicii Moldova. E așa e, le arătăm cărarea. Cam cu asta se reduce și obținem o anumită statistică a operațiunilor economice din această regiune. Altfel nu poți numi asta mare integrare în, în spațiul economic.